Sunt deja de mai bine de 30 de minute pe centura capitalei și îmi vin în minte toate vorbele învățate în copilărie, în gașca de băieți a fratelui meu. Știți cum se rezolvă, după părerea mea, toată povestea asta cu centura capitalei? Că bag seama că n-au alocat fonduri suficiente nici anul acesta pentru repararea unui drum de 18-20 de kilometri. Am putea cu toții să-i obligăm pe primul ministru, pe ministrul de finanțe, pe ministrul transporturilor să vină la serviciu în fiecare zi pe acest drum. Să vină și să plece. Și poate așa în 2 luni am avea și noi un drum la standarde europene.